seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Cum vi se pare atmosfera în seara aceasta? Este incredibil ce s-a putut face aici la Snagov. Nu mă așteptam la o scenă atât de mare, grandioasă și la aceste mese așezate cu stil și în același timp safe pentru toți cei participanți. Felicitări organizatorilor! Foarte fain! Felicitări organizatorilor, este o atmosferă incredibil de frumoasă. Ne simțim minunat. În seara aceasta sunteți premiat? Da, 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 amândoi suntem premiați. Eu sunt atât de vreme anunțat de premiu, a vrut să fie de fapt un premiu surpriză, încât nici nu știu care este titulatura lui, nu mi s-a spus, doar Carmen tot mă invita, vino să mă însoțești la premii, vine să mă însoțești la premii, bine, am să vin, am să la singur, că nu-i frumos să lași o doamnă să vină singură undeva și până la urmă era cât pe ce să nu pot ajunge, nu, trebuie să vii că e un premiu și au lăsat-o așa. O să vedem pe scenă ce se va întâmpla, dar probabil un premiu foarte frumos pentru, bineînțeles, pentru realizări și probabil în, sigur, adică în muzică, radio, media și ce am mai făcut eu în ultimii mulți, foarte mulți ani. Contează foarte mult astfel de premii, deoarece ne motivează să facem lucrurile și mai bine, din ce în ce mai bine. Dar oricare dintre noi avem nevoie de aprecieri și atunci când aprecierea este făcută într-un mod sincer și corect, atât mai mult să te fericiți. Așa este, eu vă felicit pentru premii. Ce așteptări aveți pentru seara aceasta? Deja la ceea ce mă așteptam se întâmplă. Este o atmosferă incredibilă cu oameni minunați, oameni de calitate și, nu știu, totul e perfect, e la superlativ. Un mesaj pentru ai succes? Atunci când faci lucrurile care îți plac în viață, cu siguranță reușești și ajungi acolo unde îți propui. Eu îndemn pe toți cei care doresc să-și facă o carieră, să se gândească în primul rând la pasiune. Da? Dacă faci totul din pasiune, atunci îți iese cu siguranță. Mult succes tuturor! Sănătate și ce să vă zic? O viață frumoasă cu cei mai buni în ea. Mulțumim, o seară minunată vă doresc. Un mesaj pentru ai succes? În primul rând le-aș mulțumi foarte mult pentru invitație aici, pentru premiu și dacă o să-mi permiți, aș vrea ca mesajul meu prin voi să-l transmit lui Carmen, pentru că ea, pentru ce va fi premiată, are un model și în mine. În ultimele luni am pierdut, pot să spun lucrul ăsta, pentru că nu mi-este rușine, am pierdut 41 de kilograme datorită ei și mergem înainte, mai avem de dat 20, da? Mai avem de dat 22. Bine, vreau să scap de la 2, dar tot mi le pune la când. 22 de kilograme pe care le vom da jos și cu 62 de kilograme la activ date jos o să mergem peste tot și să se arătăm oamenilor că se poate, fără operații, fără mic, doar având o viață frumoasă, sănătoasă și, cum spui tu, viața e făcută din alegeri, am ales să fim altfel, să fim bine și să fim alături de voi, să primim premii, iată, pentru lucruri de astea deosebite. Să preferăm normalitatea. Normalitatea înseamnă sănătate întotdeauna. Atunci când faci lucrurile într-un mod firesc, se întâmplă lucruri extraordinare. Chiar și din punct de vedere al alimentației, al modului de a gândi, tot ce cuprinde, nu știu, stilul de viață sănătos. Eu vă felicit pentru rezultatele pe care le aveți și vă doresc o seară minunată, să vă bucurați de tot ce este aici. Mulțumesc din suflet! Mulțumim foarte mult! O seară faină!